Bun regăsit, o salutăm pe Nadia, Nadia Gorduza, medic psihoterapeut și business coach, ID Therapy Bespoke Treatment Center. Salutări, Nadia, pe lângă ceea ce faci tu zi de zi prin profesia ta, cunoști foarte bine și acest ecosistem al zonei de inovație pe segmentul acesta de psihoterapie. Crește foarte mult health tech-ul în România. În ultima perioadă am văzut câteva inițiative antreprenoriale pe subnișa aceasta mental health, dar tu ai o experiență vastă în domeniul acesta, în sensul în care ai adus know-how de afară. Dă-ne mai multe detalii despre cât de importantă e această zonă a tehnologiei, zona aceasta care îmbină tehnologia cu psihoterapia și de ce crește în perioada aceasta. Bună seara, Oana, bună seara, Claudiu, mulțumesc frumos pentru invitație. E-health, e-mental health cuprinde mai multe nișe, într-adevăr. Partea de online terapii, partea de virtual terapii, partea de mobile terapii și putem continua și cu social media și toate canalele prin care oamenii se pot adresa în momentul de față. Este adevărat, am adus acum 5 ani în România virtual reality, care se adresează persoanelor care suferă de anxietate, care suferă de fobii specifice sau care suferă de adicții. Și reprezint Virtually Better în România, care este cel mai mare institut la nivel mondial de tot ceea ce înseamnă terapie prin realitate virtuală. De asemenea, am făcut parte din acum 4 ani de zile, în momentul în care s-a lansat în România prima platformă de e-mental health, Atlas Help. Am fost primul specialist pe platformă și omul cu care s-a testat varianta beta. Așa că pot să spun că am o experiență de câțiva ani de zile în ceea ce înseamnă mental health, dar partea de e-mental health și ceea ce înseamnă standarde de confidențialitate, pentru că, de fapt, în această nișă este vital în momentul de față să funcționăm sub standardele HIPAA, care sunt standardele internaționale de confidențialitate, pentru că este o zonă foarte sensibilă și o zonă cu foarte multă stigmă, motiv pentru care și oamenii, de fapt, nu apelează. Dacă ne uităm din perspectiva aceasta antreprenorială pe nișa de e-mental health, avem o piață, avem destui pacienții, potențial clienții pe care să testăm modele de business? Este România o piață dezvoltată? Știm că aceste startup-uri, aceste proiecte, inițiative digitale, cumva sunt globale, adică poți să le dezvolți global. Întrebarea mea e mai mult despre ecosistemul de la noi, din perspectiva numărului de pacienți, de clienți cu care poți să lucrezi și să crești. Ai nevoie de o masă critică. În zona aceasta. Dacă ne uităm un pic la cifre, într-adevăr, în România știi că e destul de greu cu cifrele și cu statistica și mai ales pe partea de comorbidități, pentru că nu sunt foarte multe date, decât cele pe care le putem lua din prescripția medicamentelor de la Casa Națională sau de Ministerul Educației. Dar totuși, dacă ne uităm la prevalența depresiei, în România este undeva peste 12%. În 2017, o cifră care se vehicula ca și persoane care au depresie în România era undeva la 2 milioane de oameni. Gândiți-vă că în momentul de față ne apropiem de aproape 1 milion de oameni cu COVID, în schimb în 2017 aveam 2 milioane de oameni, ceea ce pot să vă spun că în momentul de față, care nu se tratează evident toți, ceea ce pot să vă spun e că în momentul de față, anul trecut, spre exemplu în martie 2020, când s-a făcut un studiu, în România crescuse numărul de cazuri de depresie, crescuse și de anxietate cu peste 38% și noi acum suntem în martie 2021. Cu siguranță s-a dublat, pentru că dacă este ceva ce a fost cu adevărat afectat în această perioadă, pe lângă, în perioada de pandemie mă refer, este partea de mental health, de sănătate mentală a oamenilor. Oamenii au fost extrem de afectați și acest lucru se reflectă în momentul de față. Depresia, inclusiv la nivel mondial, este numărul 1 de cauză ca și cauză de handicap și probabil va fi numărul 1 ca și morbiditate. Spre exemplu, la nivel mondial avem 264 de milioane de cazuri active în momentul de față cu COVID, scuzați-mă, cu depresie, conform Organizației Mondiale a Sănătății, și doar 136 de milioane cu COVID. Deci, efectiv, depresia este dublă chiar și în plină pandemie. Și m-a întrebat dacă e masă critică. Cu siguranță este masă critică.
în România, pentru că cel puțin în zona aceasta de e-mental health, în momentul de față, s-a ușurat foarte mult accesul la terapie. Dacă înainte puteai să vii doar într-o clinică, pierdeai foarte mult timp pe drum, îți era jenă să vii. Vreau să dau un exemplu. În clinica mea există 3 căi de acces, intrare și ieșire. Știți de ce? Sunt foarte mulți oameni din corporație care veneau și cărora le era jenă că vin la terapie sau nu voiau sub nicio formă ca în firmă să se afle că ar avea o problemă de anxietate sau atac de panică, de teama de a nu fi marginalizați, stigmatizați sau poate chiar la un moment dat folosit aceasta împotriva lor să fie dați afară. În momentul de față nu mai există această barieră. Prin e-mental health, în platformele online pe care lucrăm, se păstrează anonimitatea mult mai mult decât se putea păstra înainte, cu eforturi mult mai mari înainte față de acum. Așa că masă critică există, cu atât mai mult cu cât a crescut foarte mult accesul la psihoterapie, forțați, într-adevăr, de un mediu extern, forțați de pandemie, dar a crescut foarte mult în momentul de față. Nu mai este bariera geografică, bariera de distanță. Mai mult decât atât, gândiți-vă că, cel puțin vă spun din perspectiva mea, eu în momentul de față, aveam și înainte, dar în momentul de față a crescut foarte mult accesul celor din Canada, din Statele Unite, din Olanda, din Marea Britanie, pentru că, pe de o parte, costurile sunt foarte mari acolo. Spre exemplu, în UK poți ajunge să dai pe o ședință de terapie între 180 și 300 de lire, pe când în România este undeva poate la mai puțin de o treime. Doi, mulți dintre românii care sunt plecați în afară vor să vorbească, fiind o zonă emoțională, să vorbească în limba lor. Iar mai mult decât atât, în momentul în care vorbim de primary care și secondary care, pentru că în afară, dacă nu mergi în sistemul privat, de cele mai multe ori trebuie să treci printr-un GP, deci printr-un mediu de familie care îți face un referral către un psihiatru și după aceea ajungi la psiholog, atunci și este și mai dificil pentru că sunt listă de așteptare câteodată și de un an de zile. Un an de zile, cu siguranță, dacă ai o depresie majoră, poți să ajungi la suicid. Nu știu ce mai putea să faci în momentul respectiv. Așadar, această parte de e-mental health, pot doar să spun că, deși forțată, cum spuneam, adusă de pandemie, telemedicina, telehealth, nu pot să spun decât că a adus un improvement foarte mare și o masă critică în care, dacă s-ar investi, s-ar putea, e un pool foarte mare de oameni la care putem avea acces ca să culegem date și să dezvoltăm platforme performante. Și pentru că ai vorbit despre platforme performante, știu că există multe inițiative antreprenoriale, inclusiv în România, și cunosc de asemenea că ai participat și la un hackathon foarte recent. Cum arată apetitul antreprenorial? Avem inovație aici? Spre ce zone se duc cei care testează anumite idei și vor să transforme aceste idei într-un model de business sustenabil? Hackathonul era special făcut pentru partea de e-mental health. A fost organizat de către doctorul Ion Petrovai de la Cluj, care este foarte orientat către zona aceasta de health tech. A fost făcut cu studenții în anii terminali sau cu doctoranți. Ce am putut să văd acolo, pot să spun doar că mi-a plăcut foarte tare să văd, au fost 12 echipe, am fost 12 mentori, să văd atât de mulți studenți în anii terminali și, cum spuneam, și doctoranți, atât de open-minded și care au avut la dispoziție un timp foarte scurt pentru a dezvolta idei. Au venit cu idei pentru zona de adicții, cum să crești prin aceste aplicații, cum poți să crești aderența la tratament. Pentru că totuși pacienții care au o dependență, marea lor problemă este că nu rezistă foarte mult timp în terapie. Și modul în care a fost reconceput aceste aplicații mi s-a părut absolut extraordinar, pentru că au luat, în echipă erau atât oameni din IT, care veneau cu soluția tehnică, cât și medici, cât și psihologi. Și consider că acest mix de echipă poate să aducă cu adevărat o privire la 360 de grade cum poți să abordezi. Pentru că de multe ori am văzut că sunt doar echipe de IT, dar care, neavând experiența clinică, e foarte greu să înțeleagă care sunt itemii pe care să-i bagi în algoritm, astfel încât să aibă un diagnostic de precizie sau să aibă un follow-up pentru pacienții respectivi. Sau sunt psihologi foarte mulți care sunt mai puțin tehnici sau medici care la fel sunt mai puțin tehnici. Mi-a plăcut foarte mult modul în care au combinat. Așa că startup-urile de mental health, eu cred că o să aibă un viitor fantastic în România. Pentru e-mental health, pe care îl vezi și justificat în creștere și cu toate aceste avantaje, da, cum spuneai, oamenii au rețineri, acum nu mai se teme că intre pe ușă și e văzută. Întrebarea este însă, care sunt limitele?
până la care e funcțional și de la ce punct încolo nu se poate fără prezență fizică, se poate face diagnostic și diagnosticare în orice, pentru orice, așa intermediat de un ecran? Se poate face diagnosticare pentru că diagnosticarea clinică presupune instrumente. Ce înseamnă aceste instrumente? Înseamnă baterii de teste. Drept urmare, orice baterie de test, de teste le poți folosi în mediul online pentru că sunt design să fie făcute așa. Evident, nu toate, sunt multe dintre ele care trebuie să le faci manual, dar în momentul de față s-au digitalizat destul de multe, cel puțin testele care sunt folosite în diagnoza clinică. Deci poți să faci assessment-ul, deci poți să faci diagnosticul. De cele mai multe ori sunt deja platforme gata cu aceste soluții tehnice deja implementate și și rezultatul, mai stai să-l interpretezi tu manual. Poți să faci terapia efectiv, poți să share, poți să împărtășești instrumente cu care tu lucrezi în terapie. Ce nu poți să faci? Într-adevăr, există o barieră. Spre exemplu, virtual reality pe care eu o fac, care presupune prezența omului fizic pentru că îl pun într-un simulator, poartă niște ochelari. Acest lucru nu se poate face în online. Pentru asta este nevoie de prezența lui fizică. Se poate face, să ne gândim așa, o persoană manifestă într-o zi aproximativ 9 roluri. Este angajat pentru angajator, angajator pentru angajat, coleg pentru colegi, soț pentru soție, tată pentru copii și putem continua. Omul trebuie privit în toate aceste roluri ale lui. Așadar, în momentul în care ne uităm la o persoană, nu ne gândim numai la faptul că el nu este performant în momentul de față, la firmă. Trebuie să ne uităm la el, oarecare sunt problemele din spate. Poate că e nedormit de 3 nopți pentru că are copii bolnavi sau poate că are probleme cu soția și nu poate să spună. Și atunci, inclusiv abordarea aceasta a relației și a familiei contează foarte mult în momentul în care persoana respectivă vine la tine în terapie. Ce mai impresionat foarte tare în perioada aceasta pandemiei au fost firme care au apelat pentru suport de e-mental health, deci pentru contracte cu angajații lor și era specificat foarte clar inclusiv suportul partenerilor și al copiilor, deci suportul familiei. Ceea ce înseamnă că angajatorii au început să se deschidă destul de mult și să-și dea seama care este impactul pe productivitate în momentul în care nu te uiți la omul respectiv doar în rolul lui de angajat, ci te uiți la el în tot complexul lui, în viața lui de zi cu zi, să-l înțelegi și să poți să-l ajuți ca să devină productiv în businessul în care este. Ai menționat o dimensiune foarte mare cantitativă a depresiilor la nivel mondial, un nivel dublu decât cazurile de COVID, iar probabil lucrurile evoluează. Vreau să te întreb dacă, nu știu, ai date sau știi și despre o creștere a afecțiunilor psihiatrice mai grave în contextul acesta și poate, nu știu, explici mai mult cum s-au stricat lucrurile la nivel mental. Sigur că avem și noi intuiții, stăm restricții, ne... oameni închiși și casă, temeri de privind viitorul și așa mai departe, dar sigur tu ai o percepție mai clară. Din punct de vedere psihiatric ne uităm la boli din punct de vedere al nevrozelor și al psihozelor. Nevroză înseamnă orice patologie care este reversibilă, adică depresie, anxietate, fobie, atacuri de panică. Să știți că în viața unui om aproximativ 20-25% sunt șanse, dacă le putem numi șanse, de fapt există un risc ca să facă măcar un episod depresiv, ca urmare a factorului stresor extern. Deci nu se poate întâmpla, dar acest lucru este reversibil. Deci toate aceste nevroze cu siguranță că s-au amplificat foarte mult. Anxietatea, fobiile, atacurile de panică și depresie implicit. Dacă ne referim la patologia psihiatrică din punct de vedere al psihozelor, psihoza înseamnă un lucru irreversibil, cum ar fi, spre exemplu, schizofrenia. Nu am date exacte ca și cifre ca să pot să vă spun cu cât au crescut, dar pot să vă spun că un pacient care era deja diagnosticat, deci fusese în episoade psihotice, este o persoană care e bolnavă, are schizofrenie sau are o tulburare bipolară, cu siguranță ca urmare a stresului din această perioadă, acesta este ca un burden care vine asupra lui și poate în orice moment să-l decompenseze. De urmare poate să facă episoade psihotice atunci când se așteaptă mai puțin, mai ales dacă nu este pe medicamentație. Să nu uităm că suntem încă în stare de alertă, dar am fost în stare de urgență. Suna telefonul, sunau sute de telefoane pe zi, spunând: Doamne, nu murim de COVID, dar nu mai avem medicamente și nu avem cum să ajungem. Acestea sunt boli cronice, bolile psihiatrice. Fără medicație se decompensează
și nu au nicio șansă decât să fie internați și legați foarte multe ori, pentru că devin foarte agresivi. Iar accesul la medicație în perioada, în anul 2020, a scăzut cu 20%. În condițiile, medicația cronică mă refer, în condițiile în care în ultimii 6 ani a crescut accesul în fiecare an cu 20% de medicație cronică. Ca să vă dați seama care, cât de mare a fost impactul. Și da, la întrebarea, cifre nu pot să vă dau că nu le am în acest moment, dar impactul a fost major pentru că au fost foarte mulți care s-au decompensat ca urmare a lipsei accesului la medicație și ca urmare a unui stres mult mai mare decât puteau să ducă. Nadia, sunt de acord cu aceste arhetipuri de probleme, de pacienți, de efecte ale COVID-19 și ale situației în care suntem și le văd și eu în societate, în jurul meu. De cealaltă parte, sunt și mutații, schimbări în bine, în contextul unui nou mod de lucru și aici mă refer doar la două lucruri. De exemplu, acest drum, commuting, trafic, știm că pentru mulți este și era o sursă de stres care provoca anumite anxietăți. Pentru mulți a dispărut această problemă. Sau faptul că ești mai aproape de familie, mă refer aici la anumite tipuri de roluri și de joburi, vezi și schimbări în bine, totuși în contextul actual? Da, văd, sunt și persoane care au avut schimbări în bine, dar cele care au avut schimbări în bine, pot să vă spun care este pattern-ul lor. Pattern-ul lor este cel... Alo? Da, da, te auzim bine și sunt foarte curios ce ne vei spune. Da. Pattern-ul lor este cel al oamenilor care au mult mai multă flexibilitate și care se adaptează cu ușurință. Cu cât ești mai rezilient la schimbare, cu atât pierzi timp și de fapt o faci pe costurile tale psihoemoționale. Oamenii care nu vor să accepte sub nicio formă că în momentul de față toată această schimbare totuși e ca o monedă, are două fețe. Da, avem niște costuri psihoemoționale de care am vorbit mai devreme, dar nu putem să spunem decât că a speed up, a accelerat foarte mult procesul nostru către un viitor mult mai facil, exact cum spuneai, partea de commuting. În momentul de față nu mai ai nevoie să stai atât de mult timp în trafic pentru că ești la un click distanță de foarte multe lucruri. S-a dezvoltat foarte mult partea de e-commerce, s-a dezvoltat foarte mult, da, e adevărat, în momentul de față nu avem același nivel de socializare, este adevărat, Horeca a fost impactată, dar totuși sunt foarte, foarte multe aspecte pozitive, cum spuneai, este mai mult cu familia. Este extraordinar că pentru persoanele care și-au permis, au putut să călătorească mai mult cu copiii și să chiar dacă școala aceasta online poate un impact pentru unii dintre ei, nu tocmai potrivit, dar puteai să faci de oriunde, puteai să-ți faci job-ul și în același timp e alegerea ta dacă vrei să trăiești în altă parte sau în alt colț al pământului acesta, în care să livrezi la același standard, dar în același timp să încerci să-ți menții o calitate a vieții mai ridicată. Eu pot să spun că, spre exemplu, pentru mine, personal, impactul a fost unul absolut pozitiv. Eu nu am văzut partea negativă atâta vreme cât am urmat cu strictețe, să vă spun, regulile și le urmez în continuare pentru a mă proteja pe mine și familia mea. Ca un alt impact negativ pe care n-am apucat să menționez mai devreme și vreau să vă spun că e un lucru, pentru că mă și ocup foarte mult de zona aceasta de relații și de cupluri. La un moment dat chiar am spus, nu știu cât de mare a fost pandemia COVID-ului, dar pot să vă spun cât de mare a fost pandemia divorțurilor. Foarte multe familii, cupluri care nu erau sudate, nu au rezistat acestei furtuni care a fost cel puțin în anul trecut. S-au creat foarte multe relații în online, relații extraconjugale, mă refer, în plină pandemie, oamenii au început să-și vadă doar defectele pentru că stăteau foarte mult timp împreună, n-au mai investit în relație și undeva în iunie-iulie, pur și simplu ne-am trezit cu, eu cel puțin m-am trezit cu zeci de cupluri care nu făceau altceva decât să spună vreau doar să divorțăm și nimic altceva. Jos. Sau familie după 10, 15, 20 de ani și plecau. Apropo de încă un impact negativ și asupra relațiilor, nu numai asupra individului. Dar ca impact așa pozitiv, este... așa cum a spus, eu l-am văzut. Mm-hmm. Da. Interesante aceste concluzii. Mai avem fix 2 minute și aș vrea să încheiem cu 3 lucruri mici pe care un om de business, să zicem un antreprenor, văd în această perioadă mulți antreprenori derutați, alerți, mai ales că fac această tranziție către offline. Foarte mulți s-au întors la birouri pentru că de acolo trebuie să-și coordoneze afacerile. 3 lucruri mici pe care le pot face pentru a-și proteja sănătatea mentală, în opinia ta, ce ar fi de făcut? Sănătatea lor mentală sau angajaților lor? Hai să ne concentrăm pe și ei. Și. Da. Și pentru ei.
În momentul de față se înțeleagă că îngrijorarea nu ajută niciodată. Antidotul anxietății sau al depresiei sau atacul de panică este action. Nu ne ajută cu nimic să ne îngrijorăm. Luăm acțiune, luăm lucrurile așa cum sunt și acționăm pe bucăți mici. Doi, avem o problemă mare în momentul de față, ca un puzzle enorm, hai să-l abordăm bucățică cu bucățică, așa cum sunt puzzle de copii mari cu piesele acelea micuțe. Nu ne mai uităm la problemă în ansamblu, o spargem și ne uităm la ea în... și o luăm pas cu pas. Și al treilea lucru, eu încurajez să promoveze cât mai mult în interiorul companiilor și atât pentru ei să aibă grijă de sănătatea lor mentală, pentru că între un stres cronic și un burnout care duce după aceea la afectare imunologică sunt doar 3 pași. Și oamenii nu-și dau seama cât de rapid poți să ajungi de la o perioadă de stres cronic într-un burnout, într-o afectare imunologică, după care știm cu toții că este doar exit. Investiți cât mai mult, pentru că punctul T0, ca să vorbim în termen de business, T0 al momentului în care voi intrați pe un slope, pe o pantă negativă, este stresul cronic, 2 anxietatea, 3 depresie, 4 burnout, 5 afectare imunologică și 6 știți și voi, nu e cazul să-l număr. Mulțumim, Nadia, pentru aceste idei. Cele 3 sfaturi sunt foarte valoroase. Primele 2 recomandări par simple, dar sunt greu de implementat, cu siguranță, iar recomandarea cu privire la angajați, la echipă, e o tendință pe care o văd. Sunt companii care au început să-și mute o parte din investițiile pentru beneficii, nu sunt costuri, în această direcție de mental health. Îți mulțumim frumos pentru dialog. Celor care ne-au urmărit, de asemenea, apreciem că ați fost alături de noi. Să ne revedem cu bine, sănătoși. Numai bine! Și eu mulțumesc, seară bună, la revedere! Mesaj de interes public.